Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre noi. Dragi mămici care aveți copii de la naștere și până la 6-7 ani, lăsați toate treburile și veniți la televizor pentru că astăzi vom vorbi cu un pediatru destul de renumit de la noi din Republica Moldova despre angină și enteroviroză. Bună seara, doamna Dorina Agachi. Am făcut așa o prezentare astăzi mai specifică, pentru că mă bucur că suntem deja a doua oară în studioul la noi. Am convenit noi că vom face așa ciclic emisiuni în care vom veni cu informații pentru părinți, pentru mămici în special și bunicuțe, și vom discuta despre temele care ne dor cel mai mult și la care nu prea avem informație suficientă și părinții fac multe greșeli în tratamentul copiilor care, din păcate, după ce trec de aceste boli, au mari complicații și ar fi bine să știm lucrurile bine puse la punct și fiecare noțiune să o concepem și să o percepem corect. Deci vorbim de la început despre angină. Este perioada când mămicile trec la înghețată, timpul brusc s-a încălzit, ieșim afară mai mult timp, ne confruntăm cu viroze diverse. Vreau să știu clar, pentru că, din păcate, în statistici am citit că aproape 50% din populația țării noastre are de-a face, a avut de-a face cu această boală, angina. Da. Iar cel mai grav este că 99% din populație nu are idei despre ce este cu adevărat angina și o confundă cu altceva. De aceea, unde și cum ne putem olipsi de la început și ce înseamnă angina și care este diagnoza ei corectă? Da. O luăm ca și o noțiune generală. Dacă, într-adevăr, trebuie să facem un pic de lumină aici ca să fie clar ce și de unde vine și în ce măsură o abordăm. Angina propriu-zis înseamnă o inflamație, deci un proces inflamator la nivelul amigdalelor palatine. Sunt aceste două, haideți să zicem, formațiuni limfatice de la nivelul gâtișorului. Când zicem angină, vorbim despre inflamația lor propriu-zisă și chiar a țesuturilor învecinate, asta ar fi arcurile palatine sau partea posterioară a gâtișorului, altfel zisă va fi și faringită. Deci e sensibilă această delimitare, că sunt doar amigdalele sau este și peretele posterior, deci e angină izolată sau angină cu faringită. Inflamația propriu-zisă poartă denumirea de angină sau o altă noțiune bine știută este amigdalita. Da? Aici ar apărea, deci, și următoarea întrebare care va fi consecutiv. Ce provoacă această inflamație? Da. Și de aici s-ar diferenția și tipurile de angini. Da? Cele mai frecvente, și da, când zicem 50% din populație care s-au ciocnit, pentru că angina propriu-zisă înseamnă avea durere în gât, da? Și sau însoțită de febră. Deci semn nu obligator. Dar nu obligator febră. Nu obligator. Pentru mine era invers. Dacă e febră mare, 40 copilul meu face la așa ceva, înseamnă că e categoric, e angină. Nu? Da. Da, categoric, da, dar în același timp ar putea să aibă, deci, un pic de inflamație, dar să nu fie încă febră și asta tot ar putea fi denumită ca și amigdalită sau angină. Da? Acum, mă iertați că mă întreb, dar durere, ați spus. Copilul mic nu poate să spună că îl doare în gât. Cum așa. Noi, părinții, mămica, înțelege că este... Da, aici subliniem un moment foarte important. Copilul până la vârsta de un an nu poate să sufere de angină. Deci vorbim despre o vârstă, deci limită de la care am putea deci să vorbim fiziologic, despre... aceste organe, amigdalitele, pentru că ele fac parte din sistemul limfatic, da? Care exact. Protejează corpul uman de la diverse infecții, da? Și îmbunătățește imunitatea copilului. Exact. Deci până la un an copilul nu face angină. Nu poate să facă. Și atunci când noi mergem copilul din 9 luni, din experiența colegilor mele, și îi se scrie în diagnoză angină și se dă antibiotice, ce face? Categoric nu poate să fie. Deci noi putem să revenim și să spunem, copilul meu nu are un an de zile, verificați că are altceva. Exact, da? Exact, pentru că apare și încă un moment foarte important. Deci atunci când se confundă, deci o înroșire, da, sau o hiperemie, ca să zicem noi, locală. Roșu în gât. Da, fraza clasică, da, așa, a multor mămici. Roșu în gât și angină sunt două lucruri total diferite. Și mai fi un detaliu. Deci nu poate să existe roșu în gât, fără febră și să-i pui un diagnostic copilului care să necesite efectiv tratament. Categoric. Când vorbim despre o angină clasică, deci cu durere și inflamație și febră, apare și diagnosticul diferențial care ar fi etiologia acestor angini. Și aici o să categorisim câteva grupe mari care sunt de angini întâlnite în lumea pediatrică, dar și a adultului. Vorbim despre anginele virale, angini bacteriene și angini
anginele mixte. Uh-huh. Anginele virale, hai să zic așa, ca să putem să diferențiem aceste angini, ne interesează două analize de bază. Analiza generală de sânge, uh-huh, și test rapid la streptococ beta-hemolitic grup A. Pentru, uh-huh, că când vorbim despre angini bacteriene, ne interesează în prim plan să diferențiem dacă e vorba despre o angină streptococică și pentru, uh-huh, asta va fi obligator acest test. Este un test rapid care se face, îl face medicul pediatru la cabinet, rapid, în timp de 20 de minute, are loc, deci exprimarea cantitativă și prezență. Câte policlinici la noi au posibilitatea de a face aceste analize la streptococ? Deci nu sunt foarte multe, deci în prioritar sunt clinicile private. Este atât de complicat acest aparat? Nu, absolut. Deci este un test obișnuit ca și testul de cetonurie, ca și testul de percepere, hai să zic chiar același test de sarcină, practic este similar. Deci este un... Colectarea este foarte simplă. Deci se prelevează cu un stesil, deci de tifon, se prelevează. Da, timp de 3 secunde, deci de pe vălul palatin și din spatele amigdalilor, deci conținutul, obligator copilul trebuie o oră jumătate, două, până la colectarea testului să nu mănânce și să nu bea nimic. După aceasta, deci cu ajutorul inoculării, deci timp de 20 de minute se pregătește acest test și după asta interpretarea se face în 5 minute. Deci practic 20-25 de minute și tot cu eliberarea 30. De ce mă interesez de lucrul acesta? Pentru că e foarte important în momentul în care această analiză este negativă, copilul nu îi se administrează antibiotic. Da. Aici ar mai apărea încă un detaliu, pentru că facem și o analiză generală de sânge, pentru că nu doar streptococul este unica bacterie care ar putea să cauzeze angini bacteriene, uh-huh, dar cea mai de temut angină care efectiv ar putea să dea complicații în viitor și copilul este la supraveghere, e angina streptococică. Iată de ce. A treia. Primul lucru. Diferențiem dacă nu e angina streptococică. Doi. Facem analiză de sânge să vedem dacă e bacteriană sau nu e bacteriană, pentru că un gât în flăcări roșu se întâlnește și în angina streptococică și în angina virală severă. Uh-huh. Și pentru asta am făcut testul. E negativ, mergem pasul 2, sângele. Este el cu leucocite în normă, gata. De angină bacteriană am uitat complet. Deci pentru angină bacteriană avem 1, examenul clinic, 2, testul, 3, analize de sânge. Este foarte simplu și atunci putem să ne gândim la o angină bacteriană. Dacă avem primele, deci testul și sângele negativ pentru infecție bacteriană, ne uităm ce avem acolo. Avem un gât roșu intens, asta va fi angină virală. Avem depuneri, dar avem test negativ, sânge negativ, va fi o angină micotică. Deci o inoculare de candidă, de ciupercă acolo în avalanșă, care de asemenea ne poate da depuneri. Mai sunt și angini virale care pot să dea depuneri. Exemplu, anginele Epstein-Barr, anginele mononucleozice. De asemenea vor fi amigdale mărite, durere la înghițire, depuneri, dar testul obligator negativ, sângele obligator cu leucocitele în normă. Acolo vor fi alte schimbări, gen limfocite crescute, monocite crescute, care sunt specifice pentru infecțiile virale. Și atunci, având acest tablou clinic, având analizele de laborator și testul, am diferențiat care este originea acestei angini și de aici va rezulta tratamentul corect. Are un medic de familie dreptul, fără aceste analize, să prescrie antibiotice? Nu, da, absolut, nu ar fi corect. Deci nu este argumentat. Pentru un diagnostic definitiv ai nevoie de examinare clinică, pentru că vă ziceam, durere în gât, depuneri nu înseamnă de fiecare dată angină bacteriană. Poate să fie angină micotică, poate să fie angină virală în Epstein-Barr, exemplu, da? De aceea, ai o suspecție la o angină la copil, trebuie să te apreciezi care este etiologia ca să dai un tratament corespunzător. La câta zi mămica trebuie să se alerteze și să meargă neapărat la medic? Pentru că știu că se vehiculează această teorie că 3 zile trebuie să stai acasă cu copilul mic până la 3-4 ani, să vezi evoluția și să scazi temperatura dacă e mai mult de 38,5. Da. La angină ce se întâmplă? Și la angină ar fi valabilă aceeași teorie, pentru că chiar dacă și e vorba despre, da, eu sunt de acord că angina bacteriană care, deci o diagnostici chiar din prima zi, s-ar începe... Atât de repede ea evoluează? Da, în 24 angina de ore? Angina streptococică, da, ar putea chiar și în 12 ore deja să poți să ai un diagnostic pozitiv și cu o leucocitoză de chiar și mai mare de 27, am avut și astfel de cazuri. Testul este rapid pozitiv, nu ca așa, dar imediat după ce torni conținutul, imediat începe să devină pozitiv. Dar iarăși, dacă și s-a întâmplat că 3 zile mama a stat acasă, chiar și în acea angină streptococică, riscul de complicații poate să fie și în primele 24, dar și deloc în 72 de ore de stat acasă. Uh-huh. Nu este nimic grav dacă și s-a adresat mămica, pentru că e greu mama să diferențieze. Deci o mamă care se poate uita bine în gât și vede totuși că gâtul este un pic mai altfel decât s-a mai întâmplat să mai aibă gât cu angină la domiciliu, s-ar putea chiar din primele ore să se adreseze. Uh-huh. Dar dacă
dacă mămica totuși monitorizează doar febra și se adresează la a treia zi și se începe tratamentul corespunzător cu doza per kilogram, per durată, pentru că și durata tratamentului o să fie una foarte specifică, da? Deci nu se va întâmpla nimic. Copilul o să fie cu tratamentul specific și ulterior va primi recomandările ce înseamnă a supraveghea copilul care a avut angină bacteriană. Pentru că de asta ar putea să ne temem. Anginele virale sau cele candidozice nu se întâmplă nimic chiar dacă și la 5-a zi le diagnosticăm. A, da? Da, desigur. Pentru că până la urmă angina virală, deci ce ar însemna? Ar însemna foarte multe lichide și hidratarea cât mai intensă a copilului. La acea bacteriană avem nevoie de antibiotic. Obligator. Da. Da. Antibioticul, vreau aici un pic să explicăm. Există antibiotic, mămica trebuie să știe în primul rând ce fel de antibiotic i s-a administrat până la această etapă, până când s-a depistat angina, pentru că este important. Exact. Dar există categoria 1, a 2 și a 3 de antibiotic. Da, aici, de primă linie, exact, a doua linie, exact, da, pot să spun greșit, acum ca mămică. Aici mămica are dreptul să ceară medicului să îi se explice de ce și care antibiotic? Obligator, absolut. Și cel mai important, deci, este lucru știut că prima linie și, în special, sensibilitatea anginei streptococice, pentru că, ea este cea mai severă și de care ne păzim și ne temem cu toții, deci este vorba de amoxicilină și este foarte ok ca prima linie de inițiere a tratamentului să fie unul cu amoxicilină. Și cel mai ok să fie amoxicilină clavulanată, adică amoxicilină cu acid clavulanic, pentru că este, hai să zic eu așa mai pe înțeles, o amoxicilină protejată și astfel, să zic, volumul de preparat care va ajunge să lucreze asupra acestei angini va fi cu o biodisponibilitate mai mare. Deci asta este lucru care este recomandat de către Organizația Mondială a Sănătății și este medicina de peste tot. A începe cu amoxicilină clavulanată. Cazul în care copilul este alergic și mama spune că e alergic la grupa de penicilină sau chiar specific la amoxicilină, fie ea simplă sau clavulanată, avem a doua linie, deci grupa de macrolide. Claritromicinele, eritromicinele, deci vorbim despre o grupă care este de asemenea sensibilă pentru anginele streptococice și chiar per ansamblu pentru anginele bacteriene, fie ele și de altă origine, stafilococică sau de clepsiele și așa mai departe. Vi s-a întâmplat ca să treacă copilul un tratament de antibiotic și să nu aibă efect și să-i dați un alt nivel sau o altă etapă? Exact. Da? Și am avut chiar copii care au fost pe cefalosporine, care este ultima linie de antibiotic și s-a adresat și am trecut la amoxicilină clavulanată, pentru că nu e o problemă. Nu există. E un mit momentul că dai antibiotic de ultimă linie și apoi nu ai voie să cobori și nu vor fi efective. Absolut. E un mit acesta, da? Exact. Și este important ce a primit mama anterior, dar totuși, dacă și-a primit ultima oară antibiotic, amoxicilină clavulanată și acum putem să continuăm cu același antibiotic. Pentru că, ba din contra, urmând același tip de antibiotic, ori de câte ori a fost o necesitate de infecție bacteriană, nu vom face rezistență. Ba din contra, când mergem și alternăm foarte multe linii de antibiotic, atunci se face rezistență sau administrarea erunată a antibioticului într-o infecție care nu necesita. Asta va forma rezistența la antibiotic. Antibioticul este un preparat care necesită o atribuire a lui la ore fixe. Asta tot unele mămici nu țin cont de acest lucru. Absolut. De exemplu, dacă am luat la o oră și peste 12 ore e necesar să iai, la aceeași oră trebuie... Absolut, obligator. Se face excepție doar prima zi de diagnostic. Caz în care a fost diagnosticat copilul în a doua jumătate a zilei, pentru prima zi se permite administra la 6 ore. Deci vorbim despre doza stos în prima zi, când grăbim și apropiem aceste două prize de administrare. Pentru celelalte 9 zile de administrare, obligator să respecte intervalul de 12 ore pentru amoxicilina clavulanată. La perioadă, foarte des am citit și am întâlnit și am văzut la alte mămici ideea că antibioticele pot fi administrate 3 zile, 5 zile, dumneavoastră numai ce ați spus de 9 zile. De ce? Angina are așa un specific că antibioticul se prescrie mai multe zile sau în dependență de fiecare corp? Da, ziceam 9 după prima zi de doze apropiate. Adică, pentru angina streptococică, deci după ultimele protocoale Organizației Mondiale a Sănătății, tratamentul este obligator, dacă facem cu amoxicilină clavulanată, 10 zile. Deci asta este o recomandare internațională care trebuie respectată de către toți medicii, absolut. Deci
Deci nu face pentru că așa vreau eu sau pentru că vrea alt doctor, dar pentru că asta recomandă OMS-ul și pentru că s-au făcut studii clinice randomizate care au dovedit că eficacitatea de destrugere a bacteriei se face pe durata de 10 zile cu tratament amoxicilină clavulanată. Și nici într-un caz categoric. Nu luăm decizii proprii și întrerupem la 7 zile și zicem gata, copilul nu mai are niciun simptom și pot să nu mai dau că e antibiotic și mi-e frică să nu-i omor imunitatea și să încep aici mămica singură se decide în locul medicului. Foarte e categoric corect. Aici să știe toate mămicile, da? Da, e categoric și ați zis foarte corect, conturăm încă o dată și subliniem. Exact după 2 sau 3-4 doze de administrare, adică chiar din prima zi sau din a doua la angina streptococică, clinica ar putea să se ducă complet. Dispare. Însuși febra și starea de rău și odinofagia, durerea la deglutiție, la înghițire. Și ăsta este moment care pe mămici, hai să zic eu așa, le provoacă ca să întrerupă tratamentul mai precoce. Categoric nu, pentru că anume întrerupe tratamentul mai precoce ar vulnerabiliza copilul și l-ar predispune la efectiv eventuale complicații în urma acestei infecții cu bacterii. Deci să ținem cont, dragi mămici, că nu este o sperietoare chestia asta cu 10 zile, dar trebuie să o ducem până la capăt, că altfel în organismul copilului nu se produc toate ceea ce e necesar ca să omoară bacteria respectivă. Mai departe, să trecem la cea virală. Dacă ni se spune, medicul ne-a zis că e virală, nu avem nevoie de antibiotic, ce se întâmplă? Care este tratamentul? Deci, tratamentul clasic este tratament cu hidratarea intensă a copilului, adică să bea cât mai mult, pentru că mucoasa aceea fiind congestionată pe contul vazodilatației, deci peretele vascular s-a întins până la maxim, este ca o portă deschisă pentru alte noi infecții și suprainfecție bacteriană chiar. De aceea, hidratarea intensă, astfel ca mucoasa să nu fie uscată și să nu fie post de derdeluș pentru alte infecții, trebuie să fie hidratată. Asta este cel mai important și este bine dovedit că chiar și în acea angină herpetică, deci provocată de virus care pot să declanșeze niște mici vezicule și se rup acele vezicule, se formează niște afte micuțe. Tot se tratează doar prin hidratare. Dar dacă copilul totuși bea mai puțin, avem acum o multitudine de spray-uri antiseptice orale care totuși au ele un efect, poate nu 100%, dar benefic, care ar veni cu efect antiseptic pentru această mucoasă, adică în permanență facem acolo dezinfectare. Cam asta ar fi unicile două cerințe față de tratamentul anginei virale. Atât. La spray-uri, mă interesează, în farmacii ni se recomandă și spray-uri care în prospect scrie foarte mărunt acolo că până la 6 ani nu se permite. Dar, dar din păcate nouă ni se prescriu. Și ce face mămica? Crede medicul sau crede prospectul? Deci, am întâlnit asta, personal am întâlnit, scrie în prospect, de la 6 ani, dar mie mi l-a prescris medicul. Deci, momentul ăsta, da, și noi ca și pediatrii, da, scriem și noi despre spray-uri și, într-adevăr, momentul, așa am întrebat mai mulți, chiar și de ce se scrie în RCP de vârsta de 6 ani și nu doar la spray-uri și chiar la multe alte produse. Vorbesc despre momentul, deci, dacă este dozat corect, da, totuși, la recomandarea doctorului, dacă nu folosește copilul, deci, și acest spray, dar mama va fi doar cea care va administra medicamentul. Deci, momentele de contraindicație nu țin doar de faptul că vârsta copilului nu este ok pentru această substanță activă din spray, dar și despre momentul de administrare sau de hiperutilizare a copilului. Deci asta cam ar fi momentul. Și da, deci noi, eu totuși aș fi pe poziția că ar trebui totuși să depărtăm cu vârsta utilizarea spray-ului și să rămânem numai la lichid. Deci din două să rămână doar una ca și unitate de tratament în anginele virale. Anginele virale se transmit la părinți de la copii sau invers? Da, desigur. Și cât timp durează și dacă nu sunt părinții după aceea purtătorii și se reîmbolnăvesc copiii? Da, poate să fie. Toată perioada febrilă este perioada de contagiozitate a copilului cu angine virală. De aceea, copilul cu angine virală trebuie să stea acasă. Așa? Da, părinții ar putea să contracteze și invers pe cerc vicios să transmită din nou copilului, dar nu obligator. Rămâne, deci, de văzut. Deci nu putem să preîntâmpinăm nicicum acest moment absolut categoric. Și ce are să se întâmple? Măștile prin casă sunt exagerate. Absolut, absolut, pentru că copilul este contagios și cu 24 de ore până la apariția febrei și propriu-zisa simptomelor de deranj. Deci adică copilul deja ce a avut de transmis, a transmis până să ne dăm noi seama că copilul face o boală. De aceea, ulterior, aceste măsuri de cumva prevenire sau de limitarea contactului nu au deja valoare. Am înțeles. Tratamentele naturiste sunt foarte des propuse de mămici una alteia, o cumet
metri, spune o cealaltă. Ce atitudine aveți dumneavoastră față de apa cu sodă, apa cu iod, gargare? Bine, copiii mai mari deja. Uh-huh. Sau mămicile șterg cu degetul în lugol și gâtișorul și provoacă răni și mai tare. Am întâlnit și sunt așa cazuri când mămicile își iau asupra sa riscul și fac un tratament naturist propriu, da. Cum i-a spus bunica, ce facem la angină? Deci, când vorbim despre măsurile de lavaj, da, când ați spus de pe cele gargare, este foarte ok și da, dacă copilul posedă această tehnică, da, vorbim într-adevăr despre copilașul mai mare. 4 ani, gândesc că la 4 ani deja poate să facă o gargare. Exact, și este foarte binevenit, pentru că cu adevărat se întâmplă ca la un copil, într-un moment dat, amigdalele să fie un punct slab, adică recidive de angini, fie și ele virale, fie chiar bacteriene sau mixte, da, se poate întâmpla să fie foarte frecvente. Și cu adevărat, deci aceste lavaje ale lacunelor, deci acele spații de acufundare în structura amigdale unde se poate reține infecția prin aceste spălături, ar putea să preîntâmpine ulterioarele îmbolnăviri. Și da, atunci când chiar din prima zi deja copilul își recunoaște și mama recunoaște, pentru că dacă se întâlnește de des, ajunge să citească ea bine această clinică, este foarte ok. Dar vorbim despre soluțiile antiseptice, deci saline, ușoare, fără impactul ăsta lezant și foarte traumatizant al lugolului, a degețelului. Și da, cu adevărat au fost mămici cu succes și poate și noi în copilărie părinții făceau cu noi aceste momente. Dar totuși, suntem deja într-o epocă modernă unde e bine să citim foarte mult și sunt studii care demonstrează că multe din aceste măsuri nu au niciun efect pozitiv asupra aceleași comprese cu alcool, cu cartofi, cu făină și cu multe altele care le fac multe mămici. Ba din contra, ele ar putea să aibă un impact negativ, pentru că dacă avem o angină bacteriană, tot ce este fierbinte și încălzit, pus din exterior, va amplifica procesul infecțios. Uh-huh. Deci când e fierbinte acolo, adică e bacterie care fierbe, trebuie să fie rece și noi când punem cald, am putea să complicăm local prin abcese, prin să zic eu așa, răspândirea acestui proces bacterian. Când vorbim despre deget, dacă vorbim despre, hai să zic așa, deci mămica care are o siguranță extraordinar de mare, că ea o să îndepărteze acea placă cu degetul foarte corect, nu o să traumatizeze psihologic copilul, pentru că e foarte stresant să-i deschizi gura și să bage exact acolo unde... De la o vârstă, iarăși putem vorbi, copilul să asculte mămica și să-i țină gura deschisă. Exact, să țină gura deschisă. Iarăși trebuie să fie o complianță. Dar dacă este micuț, este categoric să obligi copilul să țină gura sau să, cu deasila tăticul îi ține gura deschisă și mămica exact. Îi face... Și până la urmă, deci avem etiotrop tratament. Dacă e bacterie, antibiotic va face toată treaba. Nu trebuie să mai gândim cu nimic din exterior. Dacă e viral, deci vor fi lichidele cele și imunitatea proprie locală va începe să lucreze. Și pentru angina mixtă, deci dacă vorbim despre angina candidozică, va necesita, dacă ea este foarte severă, un antimicotic și atâta tot. Deci măsurile de gargare ca și lavaj, pentru că este binevenit, deci unde e murdar și venim să spălăm, este ok. Iar despre momentul cu degetul, vorbim despre părinții mai mari și chiar ar fi ok să limităm și acest lucru. Deci mai bine să învățăm copilul să facă gargare dacă tot dorim să facem ceva din măsurile tradiționale din copilărie. Din copilărie. Așa, ce se întâmplă cu perioada de tratament am vorbit, cu post-tratamentul? Mai trebuie să ținem cont de niște lucruri ca să odată la o săptămână să mai facem ceva în cazul anginei? Foarte pentru că am înțeles că e important. Aici. Foarte important, desigur. Există și o perioadă de convalescență. Deci când vorbim despre angina streptococică, e convalescent copilul până la 21 de zile, caz în care trebuie să stea la domiciliu. Când vorbim despre anginele virale, deci e mai puțin. S-a dus febra, s-a dus și durerea, deci aici copilul imediat după perioada de post-febră este ok și poate să colectivizeze. Și practic cu anginele virale și cele... Câte zile totuși? 5 zile e bine câte să febră? Stea acasă? Câte e febră? Câte febră și copilul după 3-4 zile. Febră? Și depinde fiecare copil după febră se recuperă. Primul copil se recuperă la 2 zile, altul se recuperă la 5. Mama știe exact copilul și dacă îl vede pasiv, îl ține acasă. Dar dacă este activ și mănâncă bine, poate să-l dea la grădiniță. Exact. După perioada de febră, copilul poate să meargă la grădiniță fără nicio problemă. Dar nu e nevoie să-i mai facă inhalații după aia? Să nu, mai... nu, absolut. Și în general, inhalațiile în angină... Apropo, iată aici revenim. La angină, inhalațiile sunt contraindicate. Nu avem nevoie de inhalații categoric. Deci când vorbim despre inhalații, vorbim despre excitare. Deci aici nu avem nevoie de nimic, absolut. Inhalațiile în angină le lăsăm deoparte.
Însuși pentru angina bacteriană, și aici sigur se vorbește larg pentru angina streptococică, perioada de supraveghere va fi de cel puțin o lună și obligator copilul cu angina streptococică peste o lună va face și un pachet de analize și astea vor fi analize generală de sânge, analize generală de urină pentru a precăuta funcția renală, un sistem de organe țintă ca eventuale complicații post-angina streptococică și probele reumatismale. De ce? Pentru că însuși bacteria streptococ are ca și structură foarte asemănătoare minte din structura sistemului cardiovascular, articular și renal. Și eventualele măsuri de protecție proprie a organismului de a distruge această bacterie va ajunge într-un moment în care poate să nu recunoască ce este self și non-self și să înceapă procesul de autodistrugere. Și așa apar eventualele complicații. Iată, pentru acest pachet de analize și pentru o examinare clinică și ne mai povestește mama, nu supără ceva pe copil, nu-l doare, nu este obosit, dureri de piciorușe, ne va informa, are copilul sau nu are complicații. Deci, trei analize care se fac la o lună distanță de la suportarea infecției cu streptococ. Celelalte angini bacteriene, dacă au fost însoțite de leucocitoză, obligator la 5 sau chiar 7 zile de tratament sau la sfârșitul tratamentului, obligator de a face o analiză ca să vedem că s-a șters procesul infecțios bacterian din sânge. Am înțeles. Asta. Deci, mamica nu trebuie să lase asta. A, e gata, a trecut, nu mai merg la medic. Absolut. O infecție bacteriană trebuie să fie sub monitorizare. Sunt la modă preparatele care chipurile tratează amigdalitele și sunt prescrise pe un termen de 3 luni, de 5 luni, băute la 10 zile, după aia 20 pauză, iar 10 zile. Nu vreau să le dau nume, că fac reclamă. Despre ele ce puteți să spuneți? Că mulți medici le prescriu și sunt în farmaciile noastre la un preț destul de piparat. Da, de acord. Deci, la moment nu există studii clinice randomizate în pediatrie care ar demonstra eficacitatea acestor preparate administrate pe termen lung. Se știe exact că, deci, momentul de prezența infecției, acum trebuie eradicat, dacă vorbim despre infecții bacteriene. Infecțiile virale, deci cum apar, așa și dispar. Eficacitatea lor nu aș vedea-o eu și nu cred că ar fi ok de administrat aceste preparate, pentru că niciun protocol național și internațional nu acoperă și nu argumentează administrarea acestor preparate pe termen lung și în scheme din asta 10, a câte 20 de pauză. Scurt, clar și cuprinzător, însă mai sunt cazuri, pentru că am luat asta de pe rețelele de socializare, că am comunicat emisiunea noastră că va avea loc astăzi și multe mămici au scris multe lucruri care se întâmplă. Așa, și vreau să vorbesc acum la final despre faptul că amigdalele, uneori ajungem la ideea că medicul ne spune că trebuie înlăturate. Iată aici, la ce vârstă copilului este binevenit să îi se înlăture amigdalele și dacă este o acțiune gata, de ultimă șansă, nu mai are, sau poate le tratăm și ne străduim ca să păstrăm acest organ, pentru că el este de folos, că nu în zadar ni l-a dat Dumnezeu. Exact. Amigdalele palatine sunt un element de bază în inelul Pirogov-Valdeir și nu întâmplător se numește inel, pentru că într-adevăr este un cerc închis de țesut limfatic la nivelul de intrare în orofaringe, aici aproape de gât și exact poarta de intrare pentru întreg organismul. Și da, trebuie să măsurăm de 10 ori până tăiem, da? Extragerea amigdalelor nu este rezolvarea anginilor frecvente. De ce? Pentru că cele mai dese ori, infecția bacteriană, chiar cea streptococică, îi place să se localizeze pe peretele posterior al gâtului, de gât n-ai cum să scapi, nici de cum. Există o singură indicație pentru amigdalectomie, conform literaturii de specialitate, este sindromul Marshall. Sunt anginele bacteriene frecvente, dotate prin examinare de laborator, examinare clinică și tratate de fiecare dată cu antibiotic, într-adevăr argumentat. Asta ar fi deci de cel puțin 6 ori în an. Wow. Și atunci s-ar întâmpla. Se întâmplă și așa ceva la copii de 6 ori în an? Exact, tocmai asta, că este foarte rar, de aceea se numește sindromul Marshall, deci astea sunt cazuri cazuistice și doar în astfel de cazuri se poate recurge la extragerea amigdalelor, pentru că însuși infecția nu înseamnă că astfel o eradicăm, dar extragem substratul unde infecția se inoculează și ne face această problemă. Da? Mai sunt alte momente de amigdalotomie, când avem deci alte măsuri de genul când amigdalele au ajuns să fie atât de hipertrofiate din cauza lucrului intens cu infecțiile, fie ele virale, bacteriene sau de oricare n-ar fi, și deja ele ocupă în întregime spațiul orofaringian, deci practic se lipesc amigdalele sau chiar, și atunci se merge pe componenta de a
recupera traseul și se taie niște segmente, niște triunghiuri mici din structura acestora, dar nu se extrage total, adică se lasă țesutul limfatic. Dar întrebarea mea este cam mică. Trebuie să ajungem la așa un nivel de îmbolnăvire a amigdalilor ca să-l poți tăia. Noi ce facem stând alături de copiii noștri? Nu reacționăm? Nu luăm decizii? Exact. Deci astea sunt niște cazuri probabil într-adevăr unice de copii care nu sunt supravegheați sau nu știu. Da, și atunci când probabil cel mai negativ este momentul că tratarea incorrectă, pentru că anginele virale care se tratează cu antibiotic va impune țesutul limfatic să lucreze de două ori, adică să lucreze pentru angina virală care o are și să lucreze contra acestui antibiotic de care nu are nevoie. Deci aici este detaliul cel mai important, că de multe ori mămicile tratează cu antibiotic anginele virale și atunci ajung la iată așa situație complicată. Este un moment foarte important, deci a trata corect angina și atâta timp cât se mai există și sunt de acord, în procent mic de o predispoziție la copii care se întâmplă această hipertrofie de țesut limfatic, da? Deci în angini simple, deci țesutul lucrează mai mult decât ar trebui și el crește ca și țesut, volum de țesut. Dar iar cazuri, vorbim despre situații cazuistice. Cele mai frecvente sunt incorectitudinea tratamentului. Am înțeles. Și să văd ce mai am aici de la mămici, întrebările, cât asta am vorbit, posibile complicații, care ar fi? Dacă vorbim despre anginele bacteriene, pentru că cele virale sau micoți niciodată nu o să dea complicații, absolut niciodată. Când vorbim despre anginele bacteriene, vorbim chiar despre complicațiile locale. Vorbim despre abcesele retrofaringene, asta de ce adresarea, deci mai târziu de 3 zile la medic cu febră și în cazul prezenței anginele bacteriene. Vorbim despre limfadenitele regionale, vorbim despre otite sau complicațiile la distanță, care ar fi deci patologia cardiacă, deci cu febra reumatismală la copii, glomerul, nefritele post-streptococice. Da, le-ați văzut dumneavoastră, le-ați întâlnit? Pentru că eu am auzit de la mama mea. Fii atentă cu complicațiile de la angină, fii atentă. Dar eu, dumneavoastră, ați întâlnit toate complicațiile? Nu sunt atât de des aceste complicații. Ele chiar sunt foarte rare în momentul în care este tratată corect angina. Așa. Deci, riscul de complicații rămâne să fie minim odată cu abordarea corectă a anginii și tratamentul ca și durată, ca și preparat care l-am ales specific, sensibil pentru această infecție. Da, și totuși aici aș vrea să întreb dacă am avea așa posibilitate, dar cred că pe rețelele de socializare o puteți face, dragi mămici. Totuși, atunci când copilul dumneavoastră s-a îmbolnăvit de angină, de câte ori ați fost diagnosticați corect și ce trebuie să facem până la urmă noi, jurnaliștii și medicii care țin mult la profesia asta, că știu că sunt de aceștia și pun diagnostica corect la aceste trei tipologii de angină și nu vom ajunge cu copiii noștri în situații mai complicate. Dar mie îmi pare că este cam trist aici statistica, că mulți medici prescriu antibiotici la angina virală și atunci avem ce avem. Și ca să facem o mică dezbatere între următoarea temă despre enteroviroză, rog regia să pună un video. Am încercat noi astăzi cu echipa de filmare să facem un test, să intrăm în farmacie și să cerem medicamente pentru angină și dacă farmacistul ne dă aceste medicamente sau ne trimite la medic. Am o fetiță de 3 ani și avem febră și am depunere în gât. De febră știu că avem, dar depunerile astea pot sau mai bine? Depunere în gât? Da. Pot și vrei ceva? Eu mă gândesc că avem angină. Dar la medic nu a fost? Nu, încă nu am fost. De ce? Voi aveți ceva contra febră, primele simptome, durere, inflamație? Avem, da. Spre în gât? Spre încât am destalant, nu oral set, cu oral set de la 6 ani, mai scump, acel care era lipsă odată. Scrie și pentru copii mici, permanent mici. Nu, eu am prospect să-l citit. Eu știu pentru copii mici tot merge. Dacă aveți foarte bine, nu ceva. Nu am, nu știu ce da, sau mai bine să văd cum decurge, să evo. Anginele ea, e angina asta, ea, o să o depisesc cumva, sau nu mă merg să o depisesc. Preparate care conțin antibiotice, da, mă medic scrie, dar voi puteți dați preparate din serie contrainflamație. Asta e nurofen, mic, ibuprofen, ceva din seria asta. Asta e contrainflamație, febră și primele simptome. Da, spray pentru angină separat, nu știu. Nu e nimeni așa, Ce mai bine ar fi să faci o consultație la doctor și să vadă exact ce are, că dacă are nevoie de un tratament mai complex sau ceva mai simplu.
Așa e periculos, da? Să dau ceva de cap în el. Da. Am revenit în studio, deci spre bucuria mea, niciun farmacist din câteva farmacii nu mi-a dat voie să procur medicamente pentru angină și mi-a zis că ar fi bine să merg la pediatru. Asta mă bucur pentru că au fost timpuri când ceream și mi se dădea și e bine, acum sunt mult mai introduse și restricții și pentru antibiotice și da, ne dezvoltăm și mergem pe calea cea dreaptă, să spunem așa. Aici cred eu că putem pune punct, de fapt putem mai să vorbim și încă vreo două emisiuni. Dar ultima întrebare ar fi totuși, putem cumva preveni amigdalita, angina? Mămica poate să știe niște lucruri și elementare, 1, 2, 3, așa ca să zici, sau este inevitabil? Practic, în cel mai mare procent, inevitabil. Pentru că dacă vorbim despre angini virale, le contractăm din aer, de oriunde și oricând. Nu ne întreabă ce facem și suntem acum pregătiți pentru a contracta această infecție. Același lucru se întâmplă și cu anginile bacteriene. Sunt de acord că ar putea să fie pentru anginile micotice un pic în momentul ăsta, adică atunci când vorbim despre angină micotice, asta este, dar iarăși, dacă copilul este mic și pune tot în guriță, nu pot să monitorizez acest lucru, pentru că candida se află peste tot și inocularea ei cere niște condiții simple acolo, un pic mai puțin să bei și un pic mai puțin, nu știu, sau mai mult să stai cu jucăriile în gură, da? Deci practic, am zice că este inevitabil. Se întâmplă și când s-a întâmplat, important este până la urmă să diagnosticăm corect și să tratăm corect. Așa. Și trecem acum la enteroviroză. Este vorba de o altă boală care, apropo, pe perioada verii se intețește diagnoza aceasta și din păcate am avut-o și eu cu fetița mea. Noi ne-am molipsit la grădiniță. Ne povestiți aici un pic cum o tratăm, de unde ea se preia, unde ne infectăm și cum... Da. Hai să zic așa, deci când vorbim despre enteroviroză, de asemenea este o contractare de oriunde, da? Și foarte de acord, asta se poate întâmpla cel mai frecvent în colectivizări, în grădinițe, în școli sau chiar să poate să fie și la terenul de joacă acest lucru. Virusul poate să intre cel mai... Apropo, la terenul de joacă sunt foarte multe la noi în Chișinău și sunt, după părerea mea, necalitativ igienizate. Exact, asta este o măsură foarte asta importantă. Asta ar fi bine cei cu terenurile de joacă să ia, pentru că multe mămici am auzit că de la terenul de joacă ne-am îmbolnăvit. Da, și chiar o multitudine și parazitoze și alte tipuri de infecții. Deci virusul când intră în organism ajunge să atingă topia stomacelului. Și de aici copilul ar putea să înceapă să vomite. Asta ar fi un semn care s-ar fi chiar din debut. Nu obligatoriu infecția enterovirală trebuie să debuteze cu febră, pentru că următoarea etapă de migrare a acestui virus ar putea să fie la nivel de intestin și atunci apare deja o schimbare în scaun, deci diareea, cu mucus, fără mucus și aici apare... Deci primele semne la mulți copii este diaree sau vomitare. Exact. Ar putea să fie din start diaree, fără vomă, pentru că dacă n-a ajuns volumul de virus să excite stomacelul și să provoace vomă și a migrat mai jos, va declanșa diaree ca și prim semn. Așa. S-ar putea să anticipeze febra, dar nu obligator, pentru că sistemic când se absorbe din toxinele și din propriu-zis virusul acesta, apare și febra. Deci în decurs de 72 de ore ar putea să fie timp în care să se contureze clinica în totalitate la copil. Deci cu febră, vomă și diaree sau febră, diaree sau mai întâi vomă, diaree. Deci o combinație între ele, dar până la urmă în 72 de ore, dacă avem febră, vomă și diaree, atunci vorbim despre o infecție enterovirală. Categoric. Da. Altceva. Doar că, hai să zic aici, deci, ca și diagnostic, poate să sune gastroenterită, gastroenterocolită sau enterocolită. Ce am întâlnit eu și vorbeam înainte de emisiune. Exact. Pentru că noi ca și... Sunt de exprimare clinică. Exact, ține de exprimare. Exprimarea clinică, absolut. Și până la urmă, pentru a putea stabili un diagnostic definitiv, este nevoie de un pic de mai multe analize. Deci despre o analiză a maselor fecale, o însămânțare sau despre o serologie. Dar este practic imposibil pentru că timpul de determinare a etiologiei ca să scrii pe foaie negru pe alb enterovirus ar dura 3-5 zile. Dar conduita trebuie de început chiar din primele ore. Și până la urmă, exprimarea pe foaie că e gastroenterită sau enterocolită sau scrim acolo enterovirus nu ne diferențiază conduita, pentru că ea este clară. Deci copilul, ce trebuie să facă mămica când vede aceste trei Deci când copilul începe să piardă prin vomă și sau diaree, mămica obligator începe măsura numărul 1 de hidratare a copilului. Pentru că un copilaș micuț, odată cu vârsta, mergem în jos, se deshidratează mai rapid, invers proporțional. Și e foarte periculos lucrul acesta. Și e foarte periculos pentru că suntem într-o epocă în care, deci,
Deci deshidratarea nu ne ocolește deloc și acest lucru se poate întâmpla și în decurs de 4 ore, caz în care copilul continuă să piardă, iar mama nu vine cu soluția de rehidratare orală. Deci, ce tipuri de soluții de rehidratare există și dacă mereu ar trebui să le cumpărăm sau le putem prepara și acasă? Cel mai ok este totuși să le procurăm, deoarece acolo va fi o concentrație de electroliți și microelemente bine pregătită de către instituțiile farmaceutice. Vorbim despre soluția de rehidratare orală cu, deci clasic este righidronul, da? Bine știut. Este, dar sunt acum o sumedenie. Da, până la urmă, deci diferența... Componența e aceeași, e righidronul cel clasic, exact, îl știm noi. Da, soluția de rehidratare orală cu microelemente, care va fi pregătită, deci, după prospect. Sunt care se pregătesc la un litru de apă fiartă răcită, altele se pregătesc la jumătate de litru sau sunt pastiluțe dizolvabile la 200 de mililitri. Neapărat aici apa trebuie să fie fiartă. Da, cel mai bine să fie fiartă pentru a, cel puțin, a evita un risc de suprainfectare prin apă, pentru că copilul în enterovirus sau în gastroenterocolită de origine virală va fi vulnerabil pentru a contracta din apă, pentru că, iarăși, nu putem să fim 100% despre epurare. Da. Exact. Deci, obligator, regimul de hidratare va fi câte 5-10 mililitri la fiecare 5-10 minute. Asta este o regulă de aur care este pentru toată, pentru toată lumea de pe tot globul, absolut. Vorbim despre ăștia 5-10 mililitri, deci dacă copilului dăm 2 mililitri și peste 5 minute dăm încă 2, deci nu e atât de principal, dar disciplina trebuie să fie obligatorie. Așa. Volumul de hidratare orală este simplu de calculat și pentru toate mămicile acasă. Pentru copiii, deci până la vârsta de un anișor, pentru fiecare vomă și sau scaun pierdut, este 100 de mililitri de volum pe care trebuie să-l recupere. Așa, iar importante pentru, cifre, da? 100. Iar pentru copiii de mai mari de 2 anișori va fi 200 mililitri pentru fiecare pierdere prin vomă sau prin diaree. Nu uităm faptul că dacă este și febră, și febra este un element care poate să contribuie la deshidratarea copilului, că nu e obligator să ai enterovirus, poți să ai viroză respiratorie simplă și să ai febră și copilul să se deshidrateze. Pentru că consumul, lupta organismului în sine cu această febră, iarăși va contribui la pierdere de lichide și, dar prin vomă și diaree, pierde microelemente. Iată de ce e obligator să fie soluția de rehidratare orală și nu doar apa simplă, că prin apa simplă vom recupera, deci, doar lichidele pierdute, iar prin SRO vom recupera și microelementele. Temperatura, nu vă întrebasem la angină și acum revenim la... se scade cu două produse, da? Cu ibuprofen sau paracetamol. Paracetamol. Exact. Și aici este important detaliul acesta, că odată administrăm paracetamol, a doua oară ibuprofen. Din ce cauză? Pentru că am pățit-o noi, ne-am intoxicat de la ibuprofen și este o stare neplăcută pentru copil atunci când... Absolut. Și odată la 6 ore i-am administrat, așa cum scrie în prospect, dar oricum ne-am intoxicat. Se întâmplă așa ceva? Da, deci avem un ritm clar. Deci pentru paracetamol 4-6 ore și pentru ibuprofen 6-8 ore, perioadă permisibilă de a repeta, deci de la doza precedentă de ibuprofen la cealaltă și paracetamolul respectiv. Optăm obligator pe termenul, pe extrema maximă. Mai bine copilul să stea cu febră de 38 și 5, 38 și 6, l-am dezbrăcat și am început să-l ștergem cu apă la temperatura camerei, decât să ne grăbim să administrăm o nouă doză de antipiretic, pentru că, cu adevărat, hepatita toxică se poate întâmpla foarte rapid să se instaleze sau este chiar sindromul Ray, deci hepatopatie, care se poate întâmpla din urma administrării, deci, să zic eu, ca și volum mare de antipiretic la copil. Am înțeles. Enterovirozele sunt frecvente la ce vârstă? Sau de când și până când copilul se îmbolnăvește? Enterovirus este boala tuturor. Așa. Dar cel mai vulnerabil sunt copiii de vârstă fragedă. Vorbim copiii de la 0 la 3 anișori. Deci atunci când, deci nu poate un copil de 8 luni să aibă gastrită de altă etiologie când face vomă și febră. Deci e clar că este vorba despre enterovirus. Ei sunt cei mai vulnerabili deoarece și imunitatea lor este imatură și sunt la prima secvență de viață când se începe sistemul imun a se maturiza. De aceea și incidența de îmbolnăvire este mai mare pentru această vârstă. Și cel mai important detaliu, vorbim despre grădinițe, colectivizări. Atunci când nu păstrăm perioada de convalescență după boală și mergem foarte rapid sau a vomitat. Da, ceea ce am pățit și noi, că mămica și-a adus imediat copilul după ce a fost la spital și a fost diagnosticată cu enterovirus și în a doua zi s-au mai îmbolnăvit încă 10 copii. Deci mămicile trebuie să fie responsabile aici și dacă a văzut că sau medicul i-a prescris diagnoza enterovirus, să nu-l mai ducă în colectivitate. Foarte corect, pentru că perioada de inoculare a virusului este
ci ore. Deci, adică dacă copilul a vomat dimineață și pare suspect și avem deci un caz în grădiniță care s-a diagnosticat, mămica, este mai bine să monitorizezi 24 de ore, dar nici pentru copil nu e bine să-l duci după ce a vomat. El trebuie hidratat, el trebuie monitorizat, clinica s-ar putea suplimenta de aceea. Nu se facă educatoarea asta. Exact. Izolarea la domiciliu este obligatorie. Obligatorie. Tratamentele implică doar hidratarea sau sunt cazuri când se administrează antibiotice? Deci, dacă vorbim despre copilul cu enterovirus, după examinare clinică obligator se prelevează o probă de sânge și de urină. Pentru că, da, enterovirusul este o infecție, deci sună, virală, el va necesita tratamentul simptomatic, hidratarea obligatorie. Doi, dacă vorbim despre diaree, va necesita numai decât elementul de bază care se include în diaree la copii după Organizația Mondială a Sănătății, zincul, da? Uh-huh. Și astea vor fi elementele de bază în tratament. Desigur, dacă copilul are o diaree destul de intensă și copilul nu va bea sau va refuza în general să bea sau va vomita chiar și în momentul în care hidratăm oral, uh-huh, obligator copilul acesta trebuie să fie picurat, pentru că nu putem să lăsăm deci de la dorință că copilul când o să vrea o să bea. Nu. Avem semne de deshidratare și copilul continuă să vomite, să piardă. Noi vom trece la a doua etapă de tratament, picurătoarea. Și da, când copilul va avea, vă ziceam despre diaree aceasta foarte, foarte intensă, poate să necesite și anumite măsuri, deci per general, probioticile, da? În urma analizei de sânge vom stabili dacă tratamentul se va limita la aceste măsuri sau va necesita și o terapie suplimentară, pentru că pe fond de infecție enterovirală se întâmplă, nu foarte des, dar se întâmplă, ca să se suplimenteze, să zic eu așa, deci să se asocieze dismicrobismul intestinal, care ne poate da infecție intestinală bacteriană. Dar asta va fi exprimată clinic, dar și în laborator prin analiza de sânge. O mămică m-a rugat foarte tare să vă întreb cât de des putem avea enteroviroza și dacă facem imunitate după. Nu obligator. Grupa de enterovirus este foarte largă și dacă facem enterovirus odată cu acel serotip de virus, deci cu acela nu o să mai facem niciodată, dar putem să facem cu altul și exprimarea să fie alta, una mai ușoară, una mai severă sau în același tandem. Și da, putem face imunitate pentru anumit tip de enterovirus, dar pentru că ei sunt mulți, nu ne ocolește și o altă reinfecție cu enterovirus. Și putem să facem într-un sezon de două ori sau în fiecare an. Sau se poate întâmpla, da, într-adevăr, o singură dată și să nu mai facem. Deci de la caz la caz. Deci reîmbolnăvirile sunt. Pentru că de enterovirus doar, deci există grupa specifică de rotavirus, care se vaccinează copiii și riscul de îmbolnăvire sau reîmbolnăviri cu rotavirus nu mai există. Dar fie că ești vaccinat și nu faci boala, fie că ești vaccinat, dar ai făcut boala într-o formă ușoară și sigur nu o mai faci niciodată. Dar enterovirus din alte serotipuri și grupuri nu ne ocolesc. Pot să fie și reîmbolnăviri. Am înțeles. Eu cred că tot ceea ce am vorbit astăzi a fost de folos mămicilor noastre și promit, dragi telespectatori, că odată la o lună, la două luni, revenim în studio cu Dorina Agache ca să discutăm pe înțelesul tuturor despre bolile care la o vârstă oarecare copiii noștri le au neapărat. Bolile copilăriei. Bolile copilăriei. Eu vă mulțumesc din suflet pentru prezența în studio și pentru dialogul de astăzi. Doamnelor și domnilor, sănătate să avem, că este mai scumpă decât toate până la urmă. Eu vă aștept marți și vineri la 19:00 la emisiunea Noi despre Noi.